Sâmbătă, începând cu ora 18, grupul de soliști și dansatori ce formează ansamblul folcloric Plaiurile Mioriței vor încânta spectatorii, fiind cei care vor deschide seara, bucurând publicul cu un repertoriu de cântece și dansuri românești. Începând cu ora 19:30, va urca pe scena de la Aluniș Simion Bogdan Mihai, aflat la a doua vizită la Centrul de Artă de la Colți. Tânărul, doctor în litere, actor, scriitor și artist, este cea mai tânără enciclopedie muzicală umană, dar și cel mai tânăr cobzar. Acesta va susține un concert la cobză, spre încântarea spectatorilor. A devenit tradiție la Aluniș ca seriile să se încheie în jurul focului de tabără, iar vizitatorii sunt încurajați să petreacă noaptea la cort, chiar în grădina Centrului de Artă. Intrarea este liberă, dar donațiile către Aluniș Art Center sunt apreciate. Centrul de Artă Aluniș este locul unde arta este pusă în slujba binelui și contribuie la creșterea și dezvoltarea comunității locale, celebrând și protejând valorile și tradițiile locale.